cred că vede toată lumea că lucrurile nu funcționează și că nici măcar în această perspectivă, aceea unui bun administrator, Marian Dragomir nu face față fișei postului. Dincolo de asta, orașul nostru are nevoie, în mod cert, în mod evident, de niște proiecte majore. Pentru că altfel rămânem la fel de prăfuiți și de ancorați în trecut ca și până acum. Nu există astfel de proiecte de dezvoltare. Cea bună dovadă pentru mine, sau atunci m-am lămurit clar că nu există un proiect de dezvoltare și nu există proiecte pentru nimic și gândiri strategii pe termen lung, a fost toate la Braica. Când l-am văzut pe primarul Marian Dragomir, certându-se cu oameni, certând angajații, certând conducerea, când și urmărind un pic subiectul la distanță, am văzut un lucru. În momentul în care a dus niște autobuze, din punctul meu de vedere, absolut nepotrivite și nu cumpărate numai unui studiu de trafic, domnul Marian Dragomir s-a lipit cu imaginea Braicar și s-a lăudat cu poze pe Facebook cu acele autobuze. În momentul în care a apărut conflictul, domnul Marian Dragomir nu s-a mai dus să se implice direct decât în ultima sută, după ce orașul a stat paralizat o săptămână, pe ultima 100 de metri, și atunci a dat vina pe director. Să ne înțelegem. Nu vreau să apăr pe nimeni. Nu vreau să apăr pe nimeni. Dar eu înțeleg așa. Dacă vrei să transferi totul pe conducerea acelei societăți, trebuia să învăță să îndurescu, să-și facă poze cu autobuzele. Adică nu poți să-ți asumi doar plusurile și de restul să-i faci pe alții.